La Catedrala Episcopală din Ghiula, Ungaria, a fost săvârșită sâmbătă slujba de priveghere de toată noaptea după modelul celor de la Muntele Atos. În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Siluan s-a rugat pentru încetarea epidemiei de coronavirus. Slujba a cuprins vecernia cu litie și utrenia închinate a acoperământului Maicii Domnului, Sfântului Mare Mucenic Haralambie și Sfinților Zilei, Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul mănăstirii Pelechitului și Sfântului Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni. În continuare, ierarhul a oficiat liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și slujba Parastasului. Iată, răspunzând chemării la rugăciune a părinților de la Muntele Atos, la care privegherile și rugăciunea de toată noaptea sunt ceva obișnuit. Încercăm și noi aici la catedrale și la biserici din afara muntelui Atos, din diferite locuri și împrejurări, să săvârșim rugăciune îndelungată, rugăciune de toată noaptea, slujbe de priveghere, mai ales acum când această nouă boală molipsitoare s-a răspândit peste fața întregului pământ și a făcut destul de multe victime, dar mai ales a strecurat foarte multă îndoială și neliniște în sufletele oamenilor. Bineînțeles că rugăciunea ne ajută pentru a ne tămădui de boli prin darul Mântuitorului nostru Isus Hristos, care are putere dumnezească și despre care știm din Sfintele Evanghelii că a tămăduit atât de mulți oameni bolnavi, unii dintre ei având boli incurabile. Așadar, nici această boală nu credem că este atât de puternică încât să reziste puterii dumnezeiești a Mântuitorului nostru Isus Hristos, care vindecă și tămăduiește și astăzi toată boala doată neputința în popor atunci când este chemat cu multă credință în rugăciunile noastre. Pe de altă parte, ne rugăm Bunului Dumnezeu și suntem încredințați că așa se va întâmpla, că mai multă rugăciune va izgoni din sufletele noastre și toate temerile, nesiguranța și îndoielile și frica pe care le au oamenii din zilele noastre și în care sunt la fel de păgubitoare și la fel de rele ca și boala în sine, pentru că nu toți oamenii se vor îmbolnăvi. Probabil că va fi totuși un număr destul de mic dintre cei care vor pătimi sau vor trece și prin această boală și molimă care e bânte astăzi peste fața întregului pământ, din păcate însă, Frica și temerea s-a strecurat în sufletele foarte multor oameni și de multe ori aceasta provoacă mai mari pagube duhovnicești și Sufletești, în sufletele celor care se lasă cuprinși de La slujba de priveghere au participat credincioși din ghiula și din împrejurim, deoarece în Ungaria încă le este îngăduită acestora participarea la sfintele slujbe.